avem buchetul toamnei, pentru că avem și o sărbătorită la care ținem mult. Cine este tare dragă și sunt aproape sigură că și vouă, celor de acasă, vă este dragă și o admirați, pentru că este o femeie incredibilă și o artistă de mare valoare, care azi e sărbătorită. Îi spunem la mulți ani interpretei Nelly Ciobanu. Nelly, la mulți ani, să ne fii sănătoasă. Florile astea sunt pentru tine și uite la noi cum ne-am asortat. Nu ne-am înțeles. Îți mulțumesc frumos pentru flori. Mulțumesc și la toată echipa. Pentru flori și să știi că trebuie să iei loc. Să știi că noi te apreciem foarte mult, pentru că ești printre puținele artiste cu spatele drept, care trece prin toate foarte demn. Și chiar dacă vii rar la noi, pentru că știu că ești foarte ocupată, de fiecare dată te așteptăm ca pe o sărbătoare. Iar azi la mulți ani! Mulțumesc din suflet! Cum a început ziua pentru tine? Ai, cum? Stai că de-abia începe. Aha, de obicei la mine cum se întâmplă? Nu vreau nimic, nu mă gândesc la nimic. E, spre seară, cred că se deschide cerul. Și atunci, evident că nu poate fi să treacă ziua asta cu vreun prieten alături de mine. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Aha, așa? Treci undeva. Nu. Eu prefer să fiu acasă. Să fiu acasă, dar... Îmi vin. Da, gătești? Vin acasă. E ziua ta? Chiar gătești? Da, eu singură, da. Adică nu îți place să mergi la un restaurant unde se gătește, se strânge? Mi-ar place să merg la un restaurant, doar că la o dată mai rotundă. Am înțeles. Acum, deocamdată, încă nu este, mai este un piculeț. Și prefer să pregătesc bucatele de cu mânuța mea și fac doar ce le place și lor, pentru că... Ai o specialitate acasă? Sunt chiperii în plouți. Așa? Sunt tăiței fierți în zeamă de găină cu un tișor, așa. Ce mai fac asta eu prea care bunele. Să placă? E prea bun. Să știi că dar și murăturile îmi plac foarte mult. Dar îmi plac murăturile. Da, și vreau să ai pus murături? Nu am pus. Anul acesta am pus doar castraveți la murat. Am priceput. Să înțeleg că vin sărbătoriți ca în familie, fără mari artificii, mâncați ceva bunișor, beți un vin bunișor, așa. Stați la povești. Stăm la masă, stăm la o vorbă bună, pentru că asta de fapt și ne leagă, pentru că toate fetele care vin, facem conade, ca să înțelegi tu. Să înțeleg că mai mult cu fetele sărbătoarea. Da, mai mult cu fetele. Ai și artiste prietene care vin? Da, sigur. Da. Bineînțeles, sunt foarte mulți dintre artiști cu care chiar mă înțeleg foarte bine. Și eu sunt tipul de om care, știi cum, eu nu caut niciodată scandal, nu caut niciodată intrigă, bârfe, nu știu pe unde. Scandalurile te ajung, dar tu te ferești de ele, tu dai treabă. Eu mă feresc de ele, tu știi? Dar cum în mediul ăsta se mai întâmplă și chestii care nu-ți plac neapărat. Normal că poate să nu-mi placă, dar nu cred că este momentul sau este motivul de a da o reacție. Pentru că... Tu știi ce poți și știi adevărul. Știi că nu știi adevărul, cum ziceam eu în interviu, asta e o supraputere. Nu vrei să demonstrezi nimănui nimic, că tu știi care e adevărul, dar voi absolut, puiți-vă voi faceți ce vreți de acum. În toți acești ani, de când ești în vizor, că ești de mulți ani în vizor și ești... 29 de ani și ești una dintre cele mai iubite artiste de la noi de acasă, au fost tot felul de provocări, tot felul de momente. Cum ai reușit să-ți păstrezi integritatea asta și stabilitatea asta emoțională? Nu te-a luat valul, nu te-a destabilizat dacă crezi emoțional? Că este ușor, nu este ușor, pentru că eu sunt empată, nu știu cum să-i spun altfel. Aha, da. Eu primesc absolut tot la suflet. Și în foarte multe momente soțul uneori chiar nu îmi dă voie să citesc mesajele. Citesc comentarii. Pentru că eu știu că sufăr după asta. Și evident îmi trebuiește un timp oarecare ca să mă refac din nou. Nu te-a călit? Toată lumea zice că păi da, cum nu te-ai călit de atâția ani, totuși. Nu este adevărat, sufletul este unul. Și ori de câte ori se întâmplă ceva în viața ta, oricum reacționezi. Nu poți. Și fiind un om care simte și un om pe care îl doare, mai ales cum ai spus anterior, că mai ales când știi care este adevărul, chiar doare. Știi? Și când, de exemplu, dreptatea se dă celuilalt care a scandalat și vorbește mai mult, atunci cred că nu se mai merită să mai ieși tu în față cu cuvântul tău.
treaba voastră, știi? Mai bine te retragi. Dar până la urmă timpul le aranjează pe toate și oamenii exact, simt să demonstrează adevărul care e de fapt. Exact, pentru că eu odată am zis, Dumnezeu le pune așa absolut pe toate la locul lor și vrei, nu vrei, toate pe urmă se rezolvă și ies la suprafață și să vezi cum... De acord, asta e cel mai mare adevăr. Da. Și chin pentru cei care mint și spun adevărul. Așa. Ai o familie frumoasă, ai o fată care e fată mare deja. Câți ani ai, Mirela? În decembrie face 17. Să fie sănătoasă. Cum e relația voastră azi? Ce ai vrea să învețe fața mama, ta de la tine? Mama, fiică, cum să fie relația? Da. Știi că mai sunt, vârsta asta e așa cu du-te vino, că-s mai... Ok, mai... toți trecem prin asta. Da. Noi am fost exact ca ei. Noi la timpul lor am avut alt fel de comportament. Acum, da. Pentru că noi eram, mă rog, în ambianța care am crescut. Acum ei cu atâtea... gadgeturi, posibilități. Absolut. Da. Evident că se văd foarte multe lucruri. Se vreau foarte multe lucruri. Încercăm să discutăm, încercăm să vorbim, încercăm să găsim numitorul comun. Vreau să spun că ascultă. Eu mă mai supăr, știi, uneori așa. E ca mamă, știi? Evident. Că, Vai, nu știu ce mai bâzâi pe acolo, știi? Și ieșind din casă, să-i spun așa, în lume, și când văd cazuri peste cazuri și când văd atâtea situații în care părinții chiar nu știu și nu pot sărmanii să, să facă față diferitor situații, tu știi, zic, Doamne, am mulțumesc frumos. Dar de ce te-am întrebat? Pentru că cât era ea mică, că mă zic de mult la emisiunea asta, adică eu știu că pe lângă faptul că tu lucrezi foarte mult, ești angajat oficial, ai evenimentele, ai concerte, ai viața asta de artist, tu asta e că eu nu plasez, Lili. Da, nu ești nu foarte plasez, activă pe rețele de socializare, eu... tu tot timpul ai zis, nu vin că trebuie să duc copilul la școală, nu că merg la grădiniță, adică tu ai fost foarte prezentă în viața ei. N-ai lăsat munca. Pot că... să stau într-o discuție absolut serioasă și foarte importantă. Pot să stau nu știu unde, să fiu, să mă să mă aflu, de exemplu, la un eveniment foarte important, dar când mă sună soțul și fiica, categoric, deci mă iertați? Ei sunt cei mai importanți oameni. Absolut. Așa. Absolut. Familia ta, că știu că ești apropiată și de familia de acasă, frați, surori, vin la tine azi, cum se întâmplă, de regulă? Nu, anul ăsta va fi mai... să spun așa, ți-am spus că nu e o dată rotundă. Da, au fost answered. Aha. Au fost answered. Da. Și am zis că lasă că o să încercăm cumva să ne reîntâlnim, pentru că acum unul e plecat în America, unul e plecat în Germania. Și e mai complicat, evident, dar cred că la data rotundă voi strânge mai multă lume pe care chiar vreau să o văd alături de mine, de familia mea. Și, bineînțeles, eu acum tot ce-mi doresc, sincer, să-mi fie mama sănătoasă, pentru că pe tata l-am pierdut un an și două luni. Știu că ai suferit mult. Vorbesc, cred că mai mult de faptul că, știi, să-mi treacă din durere, pentru că prima perioadă chiar nu vroiam să vorbesc cu nimeni. Știu că tu erai foarte apropiată de părinți și ai avut o copilărie în care ei te-au susținut. Vreau să spun că ultima perioadă de vreme, nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar vorbind la telefon întotdeauna le spuneam, tăticuțu, te iubesc. Mamă, ce frumos că ai spus asta. Da. Și le spuneam permanent, mai ales în perioada pandemiei, îți dai seama, eu sunam fiecare zi de 2-3 ori pe zi. Așa. Și mai apoi, după jumătate de an, zic, mai stai un pic, să mai răresc un pic. Și aveam o senzație din asta, mai ales, mai ales că știam că, nu știu, cred că intuitiv ceva, nu pot să-mi lămuresc. Mai ales că știam că este pandemia și cei mai vulnerabili sunt părinții și mai ales oamenii trecuți de 65 încolo, evident că îmi făceam griji. Acum îți spun, cel mai important pentru mine este să fie mama sănătoasă, să-mi fie ai mei sănătoși, să fie liniște și pace în țară mai mult. Nu-mi doresc absolut nimic. Te cred și să știi că asta simțim și noi, să fie sănătoși toți cei dragi, să fie pace, pentru că înainte ce fericiți eram, a? Vezi cât importanță acum îi dăm cuvântului sănătate? Și când ziceau bătrânii pace și sănătate, ei, pace și sănătate la tot tostul, pace și sănătate la tot. Da. Aveau dreptate, și așa. Și banalitatea asta, așa da, când se ridica fiecare și vorbea. Acum îți dai seama, de-abia, acum îți dai seama cât înseamnă și vreau să spun că acum când spun sănătate, chiar o doresc din suflet. Așa e. Pentru că cred în legea bumerangului, ce dai, primești.
doar cu, cu viteza... Nu degeaba, suntem îmbrăcate în roz amândouă, fix asta cred și eu. Cu, cu viteza încă și mai mare, știi? Și te ajunge uneori repede. Și ultima întrebare, pentru că băieții de regie zic că Nelly trebuie să ne cânti, mai ales că o să ne cânti una dintre cele mai frumoase piese ale tale, care mie îmi place la eu nebunie. Chiar mă bucur că ți-a ales anume melodia asta. Eu ador piesa asta și să știi că eu nici n-am știut cum o să fie piesa asta, deci pentru mine e o mare surpriză și fericire. Eu vreau să spun că a venit nepoata mea cu soțul din America și cât am stat la masă, hai să spunem așa, deci era nebunit. Era nebunit după melodia asta. Și atâta timp cât este acasă, adică am înțeles că o pune și o ascultă continuu. Zic, da, înțelegi ceva? Nu înțeleg. Ce Corina, înțeleg. Corina mi-a tradus despre ce cânți. Da. Corina mi-a tradus despre ce cânți acolo, dar au zis că îmi place cum sună în genere. E frumoasă tare. Ziceam, ultima întrebare, profesional, ce ne pregătești muzical? Auleu. Să știi că eu am pățit exact ca, știi, ca ăla care se neacă la mal. Da. Așa și eu, aranjament mentele sunt făcute, melodiile sunt făcute. A rămas o nimică toate versurile. Versurile. Da, dar eu sunt omul care îmi place să aduc în fața spectatorului exact versuri frumoase, versuri care să pătrundă, versuri care, nu știu, să-mi dea mie așa feeling-ul ăsta, să treacă prin mine. Nu grăbesc lucrurile, deși a trecut deja aproape un an de zile, dar tot nu găsesc versurile potrivite. Și din acest motiv am și zis, mai bine mai stau un piculeț, mai bine mai aștept, dar trebuie să se coacă ceva. Noi așteptăm. Cu și eu sper din tot sufletul cu anul ăsta că a mai rămas puțin până e anul nou. Mai vii odată la noi, Nelly, că avem atâtea sărbători frumoase în față. Pentru că vrem să te vedem că nu ne-am văzut de vreo 2 ani. Da, să știi că și mie mi este foarte dor de voi. Da, și o plăcere de fiecare dată. Mulțumesc din suflet. Și ori de câte ori vin la voi, chiar mă simt foarte bine. Mulțumim. Sunteți oameni cu atitudine vis-a-vis de noi artiștii, oameni care ați crescut împreună cu noi și știți foarte bine din interior ce înseamnă meseria asta noastră. Și mi-a plăcut întotdeauna că și tu și Eugen ați dat valoare fiecărui artist care v-a pășit pragul studioului vostru. Eugen, uite, Nelly de ziua ei ne-a lăudat. Nelly, mulțumesc. Și chiar îți doresc asta. Pace și sănătate. Să dea Dumnezeu. La mulți ani încă o dată.